Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj distribuie în această perioadă teste rapide pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în toate unitățile școlare la nivelul județului nostru. ICJ Gorj a luat decizia distribuirii testelor chiar de către inspectori pentru a evita o eventuală situație de aglomerație produsă în cazul în care toți directorii unităților de învățământ s-ar prezenta la instituție pentru a le ridica. Fiecărui inspector școlar i s-a atribuit un număr de școli unde va livra personal aceste teste. Testele rapide vor fi făcute strict elevilor cu simptomatologie specifică COVID-19, doar de către personalul medical avizat din cabinetele școlare. În cazul unităților de învățământ unde nu există cabinete medicale, testul va fi făcut de către medicul din localitate, fie de o asistentă de la dispensar, în baza unei cereri. Numărul testelor distribuite în fiecare unitate școlară este în funcție de numărul de elevi din fiecare școală în parte. Un criteriu de împărțire al testelor ar fi înmulțirea cu 0,45 a numărului de elevi dintr-o școală, astfel încât să fie o distribuire cât mai corectă. La nivelul județului Gorj există unități școlare cu un număr extrem de mare de elevi, peste 1000, dar și școli unde numărul elevilor nu depășește 100. La nivelul județului Gorj, în prezent, situația cazurilor confirmate în rândul elevilor nu este tocmai bună. 11 școlari au fost testați pozitiv din 5 unități de învățământ de pe raza localității Școarța, Târgu Jiu, dar și Roșia Jiu.